Spălatul pe dinți nu este important doar pentru faptul că îți conferă un zâmbet strălucitor și ține la distanță carile. Prin acest obicei zilnic vei preveni multe probleme de sănătate pe care nici nu ți le închipui conform ziare.com, cercetătorii americani au descoperit faptul că femeile care se spală de două ori pe zi pe dinți au un risc mai mic de demență cu 65%. De asemenea, adulții care se spală pe dinți în mod regulat au un risc mai scăzut de a suferi un infart față de persoanele care mai uită de această activitate, potrivit unui studiu american din 2012. Același studiu pomenit anterior a arătat și că o bună îngrijire a danturii ajută și la prevenirea atacului cerebral. O cercetare publicată în 2011 în jurnalul de periodontologie arată că infecțiile orale pot duce la boli ale aparatului respirator, inclusiv pneumonie. Aceasta apare atunci când bacteriile intră în tractul respirator inferior din partea de sus a gâtului. Dacă îți ții gura curată, riscul infecției scade și astfel și boala este ținută la distanță. O igienă orală bună este foarte importantă, mai ales în timpul sarcinii, căci bolile periodontale sunt conectate cu o naștere prematură și o greutate mică a nou născutului. Aceste două lucruri pot chiar să pună în pericol viața fătului, așa că trebuie luate în considerare toate posibilitățile de a fi prevenite. Atunci când îți speli dinții, creierul primește un semnal că este cazul să nu se mai gândească la mâncare, astfel vei reuși ca seara să-ți înfrânezi pofta de a mai mânca după o anumită oră. Chiar dacă mănânci, rana nu va mai avea același gust, așa că vei reduce cu siguranță cantitatea. O cercetare din 2010 arată că bolile gingivale cresc riscul apariției Alzheimerului, perindute te de două ori pe zi, reduci posibilitatea apariției unei asemenea boli.